Bună seara! Îmi pare foarte bine să fiu astăzi aici cu dumneavoastră. Aș vrea să încep prin a spune că mă consider o femeie privilegiată. Privilegiată pentru că trăiesc într-o parte de lume unde pot să fiu aici, ca femeie, în fața dumneavoastră și pot să mă exprim liber. Privilegiată pentru că fac parte dintr-un segment al societății din această parte de lume, unde pot să fiu aici și să mă exprim liber. Privilegiată pentru că eu, ca femeie, am putut să am o carieră. Știu că sunt multe femei pe lumea asta care nu au acest privilegiu și mă consider norocoasă. Iar mesajul meu de astăzi cred că este relevant pentru femeile la fel de norocoase ca și mine. Încă de la începutul carierei mele, de când eram studentă, mi-am dorit o carieră, în primul rând, și mi-am imaginat cum arată această carieră sau cum aș vrea să arate. Și la momentul respectiv, definiția mea de succes era aceea de a lucra într-o corporație și de a ajunge într-o poziție de management. Sunt o corporatistă și cred că prin ceea ce o să vă povestesc, o să vă dovedesc că sunt o corporatistă. Am fost convinsă încă de la început că ingredientele care mă ajută să reușesc sunt în această ordine. Etica, munca și curajul. Dacă de la etică și de la muncă nu m-am abătut și bine am făcut toată cariera mea, în ceea ce privește curajul, o să mai povestim. Dar să ne întoarcem la începuturi. Cariera mea a început bine, a început frumos, a intrat pe o pantă ascendentă de vreme. Mă simțeam bine în pielea mea, nu puneam foarte multe întrebări despre egalitatea de gen, munceam, mă vedeam de treabă, rezultatele se vedeau și cred că cel mai important, mă simțeam bine în pielea mea. Asta până când a apărut teama. În cazul meu, teama a îmbrăcat forma unui credit bancar pe care l-am luat și din momentul acela am devenit convinsă că trebuie să țin cu dinții de jobul pe care îl aveam, pentru că era singura modalitate de a mă achita de obligațiile financiare pe care mi le asumase. Și au urmat cei mai grei 2 ani din cariera mea. Și au fost grei, în primul rând, pentru că am devenit altă persoană decât ceea ce voiam să fiu. Și ce formă a îmbrăcat această teamă? De la lucruri triviale. Am fost întotdeauna convinsă că o anumită imagine în business este importantă. Dar în acel moment am început să exagerez. Am început să cred că zi de zi trebuie să fiu perfectă, indiferent de cum mă simt și de ce simt. Și partea acestei definiții erau, de exemplu, pantofii cu toc. Da? Cu toc de 10 cm. Zi de zi mă duceam la servici, încălțată cu acești pantofi. Ca să ne înțelegem, munceam 10-12 ore, alergam între ședințe, de la o sală la alta, vorbeam cu oamenii, eventual mai alergam și între sedii, mă mai duceam și la întâlniri cu clienții. Sfârșitul zilei era o tortură. Ca să nu vă mai spun că erau situații când nu nimeream pantofii și în timpul zilei, în loc să mă concentrez la ceea ce aveam de făcut, mă concentram la durerea mea de picioare. Un alt lucru trivial. Întotdeauna mi-a plăcut să ies cu colegi. Întotdeauna am crezut în puterea socială a relațiilor dintre noi. Dar în acel moment am început să fiu convinsă că e parte din jobul meu să ies la bere. Da? Trebuia să ies la bere. Auziți cum sună? Trebuia să ies la bere. Da? Și pentru că trebuia, ieșeam la bere. Aveam, n-aveam chef, îmi plăcea sau nu compania, voiam sau nu să fiu acolo, ieșeam la bere, cu consecvență. Da? Probabil că se vedea pe fața mea că nu vreau să fiu acolo, dar eu mergeam înainte. Da? Este ceea ce eu am numit acum fitting in. Și acum să trecem la lucruri mai serioase în ceea ce privește, teama mea. Da? În momentul în care mi s-a născut copilul, am luat decizia și am fost împăcată cu decizia mea de a mă întoarce la servici relativ repede. Și lucrurile au funcționat. Dar în perioada despre care vă vorbesc, aveam un șef, expat, care neavând familia în România și având foarte mult de lucru, muncea foarte mult și rămânea după program, până foarte târziu seara. Și în clădirea frumoasă în care aveam birourile, unde toate birourile aveau uși de sticlă, deci se vedea, la terminarea programului la 6, începea așa o defilare prin fața ușii șefului meu, da? Pentru că nu-i așa, lumea voia să fie văzută, că e dedicată și că stă peste program. Eu, pe de altă parte, conștientă de datoria mea de mamă, pe care trebuie să mă fac numai măcar câteva ore pe zi, da? Renunțam și la pauze ca să termin cât de cât ce aveam de făcut și să reușesc să ajung acasă. Și ce credeți că am făcut eu când am văzut zi după zi acea defilare? Am început să defilez și eu. Și nu mai plecam la 6, nu mai plecam nici la 7, poate plecam pe la 8, da? Dar să vă spun ceva, tot prima plecam. Că oamenii continuau să stea, când stătea șeful acolo, erau și ei, deci tot nu rezolvam nimic. Și mă duceam acasă și încercam să intru în papucii de mamă. Copilul meu la vremea aceea era la vremea poveștilor, ea dormea cu povestea citită de mamă. Pentru aceia dintre dumneavoastră care aveți copii, poate știți că chiar dacă în casă există mai multe cărți de povești, întotdeauna există cartea. Acea carte la care copilul invariabil revine, acele povești pe care vrea să le audă mereu și mereu și mereu. Și ritualul era următorul. Deschideam cartea la cuprins, eu încercam să sugerez povestea cea mai scurtă, că nu-i așa, voiam să câștig câteva minute pentru mine sau pentru somn, da? Și copilul punea decețelul pe una dintre cele mai lungi povești. Și avea drept de veto, bineînțeles. Da? Citam povestea, începeam să o citesc și la un moment dat, ce credeți că făceam? Trișam. Da? Încercam să sar paragrafe ca să-mi câștig minutele alea. Copilul meu semi-a dormit în acel moment. Ce credeți că făcea el? Spunea, mami, ai sărit? Întoarce-te. Și mă întorceam. Da? Alte exemple. Disponibilitate excesivă. Nu mi-a fost frică de muncă și am muncit întotdeauna foarte mult. Dar cred că există o diferență între a munci mult și disponibilitate excesivă. Îmi amintesc o duminică în care eram în supermarket, îmi plăteam cumpărăturile la casă și sună telefonul și îmi spune șeful meu că nu-i place prezentarea pe care am făcut-o pentru luni și că aș face bine să o refac. Eu primisesem de joi, dar nu primisem feedback. Ce credeți că am făcut? Nu conta că familia m-a așteptat cu masa. Da? M-am dus acasă și câteva ore m-am apucat de prezentare. Timp în care am îngăimat niște nonsensuri despre cât de recunoscătoare sunt familiei că mă înțelege și mă sprijină. Da? Și nu în ultimul rând, îndoiala. Ați avut vreodată sentimentul că dacă plecați dintr-un loc de muncă sau dintr-un loc, nu vă mai ia nimeni? Ei bine, eu l-am avut atunci. Da? L-am avut și am trăit cu el și asta m-a adus în situații în care, deși la momentul respectiv eram responsabilă de o zonă de business pe care, fără modestie, o stăpâneam foarte bine. Și deși aveam niște șefi extraordinar de competenți, care știau foarte multe, nu prea știau lucruri despre zona mea. Iar în momentul în care încercau să-mi sugereze lucruri despre care eu știam din start că nu sunt realizabile, eu le etichetam ca fiind out of the box. Da? Poate nu mă gândesc eu la ele. Și mă duceam la echipa mea și încercam să le implementez, după care trebuia să justific de ce n-a ieșit. Da? Și cum de nu s-a putut implementa ceea ce spusese. Eu sunt convinsă că acei șefi așteptau de la mine, de fapt și de drept, să-mi folosesc competența, să-mi plătesc salariul și să-i contrazic și să le spun părerea mea, că de asta mă plăteau. Da? Dar asta a fost. Deci cu toate astea, imagine, conformare, disponibilitate, până a venit momentul. Ceea ce numesc eu momentul. Era un weekend prelungit, cu 1 mai, țin minte, vreme superbă, 30 de grade, soare afară. Chiar am reușit să mă relaxez în acele 4 zile pe care le-am avut libere, întâlnit cu prietenii, jucat cu copilul, weekendul, mini-vacanța perfectă. Mă întorc la servici, a doua zi. Colegii erau în același mood bun, deci atmosfera era chiar mai bună decât de obicei, o zi peste, mai bună decât o zi normală. Și în ședința de management se întâmplă ceva. La un moment dat simt că nu mai pot să respir. Și apuc să mă uit la colega din față și îi spun că mi-e foarte rău. Nu o să lungesc povestea. A venit salvarea, m-au evaluat inițial, în câteva minute au plecat cu mine de acolo, am ajuns la unitatea de primiri urgențe la Floreasca. Mi-era foarte rău, simțeam că mor, dar în același timp eram lucidă. Și am constatat că eram acolo eu și niște comi alcoolice. Ați fost vreodată într-o unitate de primiri urgențe sau ați fost vreodată înconjurați de oameni în comă alcoolică? Nu vă doresc. Poate mai mult decât suferința mea, acela a fost un moment care m-a zguduit. Mi-au dat drumul de acolo, am plecat, mi-au sugerat să fac tot felul de investigații, le-am făcut, rezultatele, m-am prezentat cu ele la medic. Medicul mi-a spus, doamnă, sunteți sănătoasă tu. Zic, bine, dar atunci ce a fost? Și a zis, a fost un atac de panică. Nu știu dacă ați experimentat așa ceva. Atacul de panică nu este periculos, dar este extrem de, impactul este extrem de puternic, pentru că simți că mori și pe măsură ce te sperii, pentru că simți că mori, simți că mori și mai tare, dacă pot să zic așa. Da? Asta am experimentat eu în momentele respective. Și am zis, bun, și ce fac să nu mai am atacuri de panică? Și medicul mi-a zis, doamnă, eu nu știu ce se întâmplă în viața dumneavoastră, dar uitați-vă dumneavoastră să bați pe acolo. Și dacă se întâmplă ceva care nu este în regulă, schimbați, pentru că altfel o să mai aveți astfel de atacuri de panică. Și acela a fost momentul în care, practic, eu m-am trezit. Da? Și am realizat că nu mai fusesem eu însă. Poate vă întrebați ce legătură are chestia asta cu feminitatea. Eu nu spun că bărbații nu sunt fragili. Eu nu spun că bărbații nu se conformează sau bărbații nu fac fitting in. Sau bărbații nu sunt atenți la imaginea lor. Dar parcă, nouă ne iese un pic mai bine decât le iese lor chestia asta. Gândiți-vă de câte ori poate abuzăm de aturile specifice genului și asta, în loc să ne ajute, ne dă un pas înapoi. Poate uneori ne strigăm feminitatea prea sus și prea tare, sau poate dimpotrivă, uneori o negăm, pentru că vrem să fim mai egale, vrem să mergem la bere. Nu-i așa? Sau poate ne autovictimizăm, sau poate muncim până la epuizare, pierzându-ne bruma de putere, nu bruma, ci puterea și luciditatea pe care alminteri le avem. Și știți ceva? Cred că este în regulă să facem toate astea. Atâta timp cât ne simțim bine în pielea noastră, atâta timp cât asta ne reprezintă, este absolut în regulă. Dar să fim autentice, să reușim ca atunci când ne uităm în oglindă, să ne recunoaștem și să ne placă ceea ce vedem. Da? Haideți să-mi continui povestea. Dacă ar fi să o rezum în câteva cuvinte, ceea ce am făcut a fost că mi-am învins, da? M-am întors la valorile mele de bază, da? Munca o aveam, etica o aveam, dar m-am întors și la curaj. În câteva luni, aveam un business plan, aveam niște parteneri de afaceri, mi-am dat demisia și am început să punem bazele unei companii. Poate nu e o comparație politic corectă, dar îmi place să spun atunci când crești o companie, că e ca atunci când crești un copil. Este foarte greu, dar și satisfacțiile sunt pe măsură. Și lucrurile mergeau bine, ajunsesem la un număr de angajați, cifrele financiare se stabilizau, totul mergea bine. Da? Eram mulțumită. Până când a venit ispita. Și ispita asta s-a concretizat într-o discuție despre care inițial nu mi-a fost clar dacă este o discuție de afaceri sau este un interviu, dar m-am dus, pentru că personajul era interesant. Și am ieșit de acolo cu o ofertă de job. Ofertă care îmi propunea să conduc o companie din domeniul IT. Și pentru că eu nu sunt un expert în IT, sigur, cunosc domeniul, dar nu sunt un specialist, mi-am spus în acel moment că dacă fac asta, înseamnă că în viața nu o să mai fie teamă de nimic. Și am acceptat. Mi-am pus lucrurile la punct la companie, am avut grijă să găsesc un succesor, compania este bine mersi și astăzi, performează, are rezultate frumoase, ca dovadă că oamenii au făcut o treabă bună. Dar cum rămâneam cu comportamentul meu de corporație? Cum rămâneam cu imaginea? Cum rămâneam cu disponibilitatea excesivă? Care era treaba cu asta și ce puteam să fac pentru ele? Am decis că dacă mă întorc în termenii mei. În momentul în care m-am dus în acea companie, le-am spus foarte deschis celor din echipa mea că eu nu știu ce știu ei. Dar în același timp știu alte lucruri. Și că dacă punem împreună ceea ce știu ei cu ceea ce știu eu, poate ieși ceva bun. Și a ieșit. La scurt timp după ce am intrat în companie, am fost nevoită să-l înfrunt pe unul dintre cei mai influenți oameni din regiune, strategul nostru, al cărui comportament față de oamenii din echipa mea era inacceptabil. Și l-am înfruntat. Și nu numai că am făcut-o, dar în timp am ajuns să construim o relație colegială bazată pe foarte, foarte mult respect. Și am mai făcut ceva. Atunci când am greșit, m-am întors la oamenii față de care am greșit, fie ei colegi, șefi, clienți. Și le-am spus că am greșit. Și dacă am greșit tare, eventual le-am spus că mi-aș fi dorit să schimb ceea ce am făcut. Dar nu pot. Așa că nu-mi rămâne decât să repar și să merg înainte. Însă cel mai important lucru pe care l-am făcut, cred eu, este că am setat așteptările de la bun început. Și l-am spus că dincolo de job, dincolo de profesie, de target-uri, de ce aveam noi de livrat acolo, există pentru mine cineva care este mult mai important decât tot ce fac eu acolo. Și acela este copilul meu. Și că dacă primesc un telefon de la copilul meu, despre care știam că nu abuzează, voi lăsa tot ce fac și voi dedica timpul de care are nevoie. Și așa am făcut. Și da, am mai ieșit cu colegii la bere, dar când mi-am dorit. Iar când nu mi-am dorit, au ieșit fără mine și s-au distrat grozav. Și da, încă mai port pantofi cu toc, dar îi port când vreau eu și pentru că vreau eu. Vă mulțumesc!